Neculai, te urmăresc super mult pe Instagram și văd... Serios? Și observ că mergi foarte des acasă la clientele tale și nu numai, și la clienți, și le faci curățenia dulapului. Ce înseamnă treaba aceasta? Adică vii și la mine acasă și îmi faci curățenie în dulap? Vrei? Doamne, mi-e frică! Băi, faza asta cu personal shopper și faza asta cu dulapul, să-ți faci curat în dulap, vine practic, trebuie să plece de la tine. Adică deschizi dulapul, nu te mai regăsești în ce vezi în dulap și te apuci să scoți, nu știu, itemuri care nu ți se mai potrivesc. Noi trebuie să reținem faptul că în garderoba unei femei, chiar și a unui bărbat, trebuie să existe maxim 15 itemuri. Adică aceste itemuri trebuie să fie versatile, să le poți integra cu mai multe ținute, da? Să luăm de exemplu un sacou, da? Sacoul negru trebuie să meargă și cu o rochie, trebuie să meargă și cu un hoodie, cu un hanorac, trebuie să meargă și cu un tricou, adică trebuie să meargă și cu o cămașă dacă vrem să-l facem, să-l integrăm într-o ținută de office, să spunem. Nici nu vreau să mă gândesc ce îmi spui când sunt eu acum cum am îmbrăcat. Ce vreau să spun este că tu coloristic ești ok. Bluza camel cu blugi negri sunt ok. În schimb, aici vorbim cumva de forma corpului. Tu fiind și o persoană minionă, când ai astfel de ținut, siluetă, scuze, nu prea ar trebui să porți astfel de ținute. Știi de ce? Pentru că tu trebuie să-ți creezi puțin volum ca să cumva să fie că te înalți, fie că, nu știu, îți faci un picior un pic mai mare. Vezi că sunt persoane care își doresc să fie mai mici, tu trebuie să fii mai mare. Uite, hai să încercăm blugii ăștia. Eu cred că blugii ăștia ți-ar veni destul de bine pentru că sunt cu talie înaltă, sunt talia pe care noi ne-o dorim. Sunt cu talia. Așa în genunchi? Da, o să vadă puțină piele. Tu trebuie să te arăți și puțină piele. Hai să te văd. Tu... Ai început să fii mai zâmbăreț. Nu, dar zi tu, uite, dacă te uiți, ia, uite-te tu singură în oglindă. Ia, vino aici, uite. Vezi ce diferență? Da. Uite, deci în momentul în care pui un pantalon cu talie înaltă, piciorul se consideră că pornește fix de unde este pantalonul, că te uiți vizual la cineva. Și aici tu puțin volum, ești tu mai cool cu detaliile alea acolo la genunchi. Și uite, ți-am pregătit și un trench ca să totuși să completăm ținuta. Și e un trench care nu e oversize, este un trench care ți-a forma corpului, este un trench cambrat și poți să lești tu frumos, faci o treabă aici. Uite, poți să vii la o zi de filmare în loc să vii cu blugea cu detalii și cu în loc să-ți bagi blugi în bocanc, poți să vii frumos la o filmare așa. Și uite-mă cum apar, ca o rază de vezi? Primăvară. Vezi? Poți fi și bine. Și tu poți fi și drăguț. Da, uite, vezi ce important este să-ți bagi tricou un pantalon pentru că se vede frumos talia. Uite, pantalon potrivit, ca să nu zic un pantalon bun. Că pantalonul poate să fie bun. E un pantalon potrivit. Îmi place mult. Ție-ți place? Da! Uite, vezi diferența. Adică, imaginează să fi avut un sacou și un pantalon skinny. Adică noi când avem, deci dacă cineva se află într-o situație ca a ta, da? Nu trebuie să, dar nu, că nu e ceva greșit. Ce vreau să arăt este că te poți îmbrăca, îți asumi silueta pe care o ai și poți să-ți găsești itemuri. Bineînțeles că dacă nu poți singură, poți să apelezi la cineva să te ajute și sunt eu aici. Dacă nu, te duci tu frumos singurică și cauți prin toate magazine și găsești. E foarte important. Deci dacă e să reținem ceva din treaba asta, din discuția de astăzi, că trebuie să ne îmbrăcăm conform cu forma corpului nostru. Și pentru mai multe sfaturi de fashion, intrați pe contul lui Neculai de Instagram și găsiți acolo o grămadă de referințe. Tu chiar faci asta, nu? Propui o ținută de la o casă mare de modă? Da, cu itemuri mass market. Adică mass market mă refer la tot ce înseamnă mall, magazine pe care noi le găsim aici în România. Mi-a plăcut că tine la cumpărături și aș mai vrea câte ceva. Ne mai învârtim puțin? Hai!